revenit. Este prima ședință din anul 2018, ocazie cu care vă urez la mulți ani, un an bun, cu sănătate, cu reușite, cu împliniri, atât dumneavoastră, cât și familiilor dumneavoastră. Mulțumim echipii și urăm un an bun televiziunii exclusiv TV. Ne are în vedere de fiecare dată și vine la noi pentru a prelua datele și a le transmite localității noastre, locuitorilor noștri. Începem lucrările de astăzi. Prin vocea domnului președinte de ședință, domnul Ligă Roman, care ne va citi ordinea de zi. Pentru că suntem la un început de an, vreau să vă spun și eu că este un an care ne așteaptă cu multe necunoscute. Eu zic ca Dumnezeu să ne asculte ziua necazului, să vă dea tot ce vă dorește inima și să vă împlinească toate dorințele dumneavoastră în anul 2018. Am vrea ca să păstrăm, încă de la început, să păstrăm liniștea, să fim atenți la ordinea de zi pe care o luăm de spate, pentru ca să putem să fim eficienți în discuțiile pe care le vom avea. Pentru început, vreau să supun la vot procesul verbal din data de 20 decembrie 2017. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Vă mulțumesc. Deci, mai mult la dumneavoastră, la parcurs, nu? Da. De asemenea, vreau să supun la vot ordinea de zi, care este compusă din 8 proiecte, 9 și un punct la diverse. Dumneavoastră ați parcurs materialul, știți despre ce este vorba și dacă sunteți de acord cu ordinea de zi de astăzi. Cine este pentru? Vă mulțumesc, împotriva, abține, mulțumim. Punctul numărul 1 spune așa, proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Aveți cuvântul, domnul primar. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău. Consiliul Local al Comunii Hemeiuș, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară din data de 25.1.2018. În baza prevederilor ordonanței Guvernului cu privire la asociații și fundații, numărul 26 din 2000, cu modificările și completările ulterioare, ale legii serviciilor comunitare de utilități publice, numărul 51/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale legii serviciilor de salubrizare a localității, numărul 101/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale legii privind finanțele publice, numărul 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale hotărârii Consiliului Local al Comunei Hemeiuș, numărul 29/3/10/4/2009, privind aprobarea participării Comunei Hemeiuș din județul Bacău, în calitate de membru fondator la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, precum și ale articolul 5, articolul 17 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Având în vedere adresele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, numărul 2796 din 20.12.2017, adresa numărul 33 din 8.1.2018 și 1140 din 19.1.2018 înregistrate la Consiliul Local al Comunii noastre sub numărul de 10.352 din 27.12, 146 din 8.1 și 555 din 19.1.2018. Având în vedere articolul 116 alineatul 3 din legea privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, numărul 100/2016 și modificările și completările ulterioare, decizia CNSC numărul 1930 din 11.11.2015, hotărârea Curții de Apel numărul 1447 din 12.2.2016, decizia iar CNSC numărul 1260 din 2016, hotărârea Curții de Apel 1092 din 14.9.2016,
decizia CNSC 2589 din 4-10-2017, adresa ADIS Bacău numărul 2287 din 1-11-2017. Văzând expunerea de motive a primarului Comunii Hemeiuș, județul Bacău, numărul 45 din 3-1-2018, raportul 44 din 3-1-2018 al domnului viceprimar Tancău Iulian, precum și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunii Hemeiuș, județul Bacău. În temeiul articolul 13, articolul 36, articolul 45, alineatul 1, articolul 115 și alineatul 3 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 21/2001, republicată cu modificări și completările ulterioare, se propune. Articolul 1. Se aprobă atribuirea contractului privind delegarea prin concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău către asocierea SECEECO Sud ESA București, lider al asocierii SECE HIG Sorting ESA București și SECE Anduna Servimob SRL București. Asta e articolul 1. Articolul 2. Se aprobă contractul privind delegarea prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 3. Se mandatează reprezentantul Comunii Hemeiuș, domnul, doamna, pe cine o să votați dumneavoastră, să voteze în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, aprobarea celor prevăzute la articolul 1-2 din prezenta hotărâre. Articolul 4. Se împuternicește Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău ca, în numele și pe seama Comunii Hemeiuș, să încheie contractul privind delegarea prin concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău cu asocierea SECE EcoSud SA București, lider al societății SECE HIC Sorting SA București și SECE Anduna Servimob SRL București, după prestarea serviciului. Cu mențiunea, după prestarea serviciului. Da. Articolul 5. Se aprobă virarea taxei speciale de salubritate. Conform planul anual de evoluție a taxelor și tarifelor în conformitate cu mecanismul financiar după plată prevăzut în documentul de poziție și actul adiționale numărul 1 și 2 la acesta. Articolul 6. Prezenta hotărârii va fi comunicată primarul Comunii Hemeiuș și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prefectul județului Bacău și va fi adusă la cunoștință public conform legii. Aici scop anexă. Da. În care strecote societățile care vor operează în cadrul contractului. Da, da. Nu știu, profitul nu-i trecut. Mențiunea că după prestarea serviciului am adăugat-o noi pentru că nu era trecută. Și ați comunicat-o și lor, nu? Păi le-o comunicăm. Le-o comunicăm, dar să fie aprobată și dumneavoastră. Da. Nu era trecut în propunerea agresă. În urma celor auzite... Poate în mod subtil n-au menționat. Păi subtil. Hai să și subtilități. Păi da, sigur, și de asta trebuie parte. O parte pe alta, de asta e. Da. Pe față sau pe mers. E problem cu asta. De pe care? Asta e material de la punctul 1. În urma celor auzite, dacă vreți să vă scrieți la cuvânt, aveți comentarii, completări, nemulțumiri. Contractorul este firma din București, iar prin delegarii el a dat la fiecare companie care operează la ora actuală pe teritoriul județului Bacău, o delegat servicii. Da. Romprest. Deci nu la fiecare, cum numai la Romprest. Deci, păi numai, Romprest. Nu. Domnul primar, va exista o creștere a tarifului? Fără. La punctul 2 discutam și asta. Asta de-abia e începutul. Nu, dar știți, la ședința trecută s-a aprobat taxa specială de 4,07 per persoană per lună.
Până convențiunea. Da. Până acum plăteam la locuință. Da. Am votat în ședința de decembrie, odată cu taxele și impozitele, prețul pentru anul în curs. În momentul când acest contract cade și vom trece la alt operator, prețul pe persoană va fi acel votat, 4,07. Și ajunge în jur de 50 de lei de persoană anual. Deci asta o să fie 50 de lei de persoană anual. Anual, vorbeam lunar. Nu, nu, anual. Anual, specificat. A, 50 de lei pe an. De persoană. De persoană. Problema cea mai mare o să fie cu cei care au mulți copii. Acum, dacă stăm să gândim logic, ca să vină să-ți ia cineva deșeul de la poartă, nu-i mult, domne. De la 18 ani în sus? Dar problema cu care o să ne confruntăm o să fie cu numărul de locuitori, pentru că comuna noastră are un număr mult mai mare decât cel înscris în acte. Aici e problema, că nu o să fie la număr de locuitori. Dacă ar fi variante, le-am adunat, le-am discutat și cea mai favorabilă. Dar ar trebui să comunicați tuturor locuitorilor din comună, începând cu data de... Așa, să înțeleagă lumea că, de fapt, tarifele sunt pe persoană și nici de cum pe gospodărie. Ne sunt impuse. Noi deja am început acest lucru. Sunt impuse. Noi... Cei care vin și își plătesc impozitele la primărie, acum am început cu 6 ianuarie, pe 7 ianuarie, le luăm câte o declarație câți membri sunt în familie. Da, corect. Foarte bine. Corect. Și spune că unul care au mutat patru în aceeași casă. Și dacă el nu declară, nu-i cinstit în declarația lui? Nici nu știu modalitatea asta, trebuie să mai discutăm cu cei care... Cine sunt drept împotriva cetățeanului care a completat declarația? E falsă declarație, prin codul... E falsă declarație, sub semnătură primară. Da, dar ești îndreptățit prin lege să iei declarația asta? Nu. Păi da, o să ca fie... Ca instituții, da. Nu știu. Nu știu. Nu este. Nu ești, nu știu. Dacă vreau, dacă nu. Da, bineînțeles. Da, și atunci vă întreb... Dacă ai un act normativ în care îți precizează clar că ești obligat în conformitate cu articolul din legea, nu știu care, să dai o declarație pe propria... Dar răspunderea intrând. Eu sunt obligat de adis să fac inventarul ăsta. Domnul primar, intrând sub incidența articolului 292 cod penal, atunci da. Dar eu de ce să nu vrei să dai? Înseamnă că ai ceva. Păi și atunci eu cum să-i fac serviciu? Și au dat până acum declarația? Eu cum să-i fac serviciu dacă nu știu cât timp? Și pot face, nu-i pot stabili impozitul pe la anul. Domnule, trebuie să știu câte mașini trimit la partea din Danet, ca să văd câte persoane e. Care-i problemă? S-o zic și așa. Dar dacă ați trimite și poliția să facă un recensământ al... Poliția face și un recensământ odată cu numerotarea străzilor și a locuințelor. Așa. Avem acum evidență foarte clară. Da. Numai că noi știm, acolo stă familia Roman la numărul 311. Dar când face recensământul, omul... Spune, am 3 persoane, am 5 persoane. Asta e problema, în momentul este de durată sau mai intervine un aspect. Și atunci nu poate minți? Da, adică mai intervine un aspect. Dumneavoastră v-ați găsit un loc de muncă în Italia pentru 3 luni sau jumătate de an și ați plecat. Mâine dimineața ați plecat. Da. În decembrie când vine să-și plătească sau în anul următor, ianuarie, el spune, doamne, dar n-am fost în țară, de unde să știu? Da, tariful. Păi bine, și noi de unde să știm? Păi de unde să știm? Deci aici e problema pe persoană decât persoana decât pe număr de locuințe. Aici era problema. Ai venit la primărie să anunți că pleci din țară? Exact, așa specific. Eu asta aș fi vrut în mențiune și am discutat-o și în întâlnirea cu domnul Sieto de la Adis. Aș mai menține în continuare. Să ne se facă calculul la 5700 cât avem noi de locuitori, cât avem de dat, să vedem cumva să împărțăm pe locuințe, că cred că e mult mai simplu și mult mai ușor de încasat. Și să luăm tot pe locuințe? Tot pe locuințe. De gospodării, pe atunci asta ce zice, dacă plătești tot ăsta, punem 5 pubele la poartă.
Că omul nostru, băi, dar plătește și copilul. De unde zic cu 5 pubele, că nu-i dă... Păi vă dați seama, n-are ce scoate, vezi? Stați un pic, dacă mi se cere, trebuie să ne asiguri condiții, bă. Obligator, da, sunt, cum e la așa, da, cât e domnul e? Deci eu la 10 persoane, nu pot să-i plătesc, nu plătesc și o gospodărie. Că nu ai plătesc, băi, da, dar dacă plătești odată, dacă plătești pe el, nu ai plătesc. Dar de ce am ridicat-o urmață? Sunt niște lucruri bine stabilite în asociația noastră, trebuie să le respectăm. Da, domn primar, dar plătim pe fiecare pe om, spune, domne, dar nu câte pubele ne dai dacă suntem 7? Noi plătim 7, acum plătim pe gospodărie. Asta am văzut că văzut când o să încheiem contractul. Da. La plătește asta ne interesăm prețul să mai zice cu noi? La plăgește au... Atunci să nu fie prea târziu, au mașina înapoi. Că deja e semnat, să nu fie prea târziu. Deci Sonoma nu va mai fi dacă intră rompe prestul, nu? În momentul când... Când expiră contractul cu Soma. 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 Deci în momentul când se trece pe celul la 2... Să se trece anul ăsta? Deci noi nu putem mișca până să terminăm contractul cu Soma. Da. Absolut. Până 2020. Chiar dacă se trece. 2020, nu? Nu, nu. Nu, nu. Cu Soma a expirat, contractul cu Soma a expirat în ianuarie, în decembrie, chiar la începutul lui ianuarie. Acum. Acum. Trecut. A expirat. Da. Acolo. Și acum ați făcut un nou contract. Am făcut o achiziție pe... Pe 30.000 de euro. La tonă. Și cine... Tot cu ei. Tot cu ei? Da. Deci o tonă de deșeu... dus în, așa, trecem de 200 de lei. E 148 de lei achiziția, colectarea cu transportul și 51 de lei depozitarea la grava de gunoi. Comparativ cu cei la el e operatorul, la vendedoare de serviciu. Iar anul trecut n-am avut decât 1500 de toni, comuna Himeuș. Gândiți-vă la... 1500 de toni, nu? Da, gândiți-vă la banii ăștia dacă noi ne încadrăm. Dacă trecem pe rompres, să vedeți cam la cât ne ducem. Asta e. O să ne încredăm în ăștia 50 lei de persoană? Cu ajutorul dumneavoastră, cu înțelepciunea și cu înțelegerea locuitorilor, cred că da. Fiecare o să înțeleagă și nu o să mai pună pământ de flori, nu o să mai pună borduri, nu o să mai pună sticlă, că alea trag la kilogram. Deci, rumeluz de la lemni, moluzul, desprovina de la vin. Domnul primar, dar totuși cine cântărește? Avem reprezentantul nostru la rampă. La rampă, la rampă. La... Dar reprezentantul nostru, să știi, băi, din comuna noastră, atâta s-o, s-o colectat, așa pot să spun și eu. La rampă i-am dat lor. Totul e electronic acum, dar trebuie verificat. Noi am început să facem asemenea verificări. Rezultatul ce au început să vadă. Deci în momentul când îi trebuie strâns un pic, e prea mult totuși, se pare enorm. Sunt bani foarte mulți la unii. Acolo este reprezentat al primăriei. Nu, nu mai este. Nu avem. Nu, Hemeuș. Acolo la rampă. La rampă. La celulă. Nu au nimic. Dar câștigă bani la cantități de... dus acolo. Da. Ce interesare cineva ce interesare? Și ar fi acolo. Greu pentru noi ca să trimite un reprezentant să asiste? Da, un polițist e cu mașină, un cu mașină. Și în momentul de față. Vreau să vă spun că joia trecută chiar domnul Marius, băiatul de la achiziții publice, a avut plăcerea să meargă personal pe vremea aceea, să convingă și el, pentru că a participat la încheierea contractului și a văzut. Și să vedem. Și s-au văzut la diferență. Da. S-au văzut. S-au văzut. Domnul primar, delegăm că nu se poate. E mult. Să încărcăm și populația nu o să fie de acord cu noi. Așa că trebuie verificat la sânt tot. O să vină niște cantități imense să... Da. Nu știu dacă acoperim cu 50 de lei. Da. Persoana care să facă să participe la ședință. Pe ce ne propuneți? Domnul viceprimar. Domnul Tancău. Domnul viceprimar Tancău. Cine este pentru? Mulțumim frumos, se abține cineva împotrivă? Nu. Cu punctul 1, presupunem și punctul 1 la vot. Da. Sunteți pentru? Mulțumim frumos, abțineri împotrivă? Nu. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor
municipale în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe și a modalității de gestiune a serviciului de colectare și transport al deșeurilor municipale în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe. Da, proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Aveți cuvântul, domn primar. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe și a modalităților de gestiune a serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe. Consiliul Local al Comunei Hemeiuș, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară din data de 25 ianuarie 2018. În baza prevederilor ordonanței Guvernului cu privire la asociații și fundații numărul 26 din 2000, cu modificările și completările ulterioare ale articolului 22 alineatul 1, 2 și 3 din legea serviciilor comunitare și publicități publice, numărul 51 pe 2006, republicată cu modificările și completările ulterioare ale articolului 12 alineatul 1 și 2 din legea serviciului de salubrizare a localităților, numărul 101 pe 2006, republicată cu modificările și completările ulterioare ale articolului 59 alineatul 1 punctul a litera D din legea privind regimul deșeurilor numărul 211 pe 2011, republicată cu modificările și completările ulterioare ale hotărârii Consiliului Local al Comunei Hemeiuș numărul 29 din 30.04.2009 privind aprobarea participării Comunei Hemeiuș din județul Bacău în calitate de membru fondator la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, precum și articolul 4, articolul 16 din statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, având în vedere adresele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău numărul 2796 din 20.12.2017, 33 din 8.1.2018 și 1140 din 19.1.2018 registrate la Consiliul Local al Comunii Hemeiuș sub numărul 10.352 din 27.12.2017, 146 din 8.1.2018 respectiv 555 din 19.1.2018. Văzând despunerea de motive a primarului Comunii Hemeiuș, numărul 180 din 9.1.2018, raportul numărul 179 din 9.1.2018 al domnului viceprimar Tancău, precum și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunii Hemeiuș, în temeiul articolului 36, alineatul 2, articolul 45, articolul 115 din legea administrației publice locale 215 pe 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, propune. Articolul 1. Se aprobă studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă ca modalitate de organizare, funcționare și realizare serviciului de colectare și transport deșeurilor municipale în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe, gestiunea delegate. Se mandatează domnul sau doamna reprezentantul municipiului, orașului sau comunii în adunare generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1, 2 din prezenta hotărârii. Prezenta hotărârii va fi comunicată primarului comunii, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, persoane nominalizate la articolul 3, prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică conform legii. Dacă sunt comentarii asupra punctului 2. Așa, ca o idee, probabil că unii dintre dumneavoastră v-ați uitat. Evoluția populației în zona delegată. Și mă refer la Comuna Hemeiuș. Cu domiciliu în Comuna Hemeiuș la 1.1.2017 avem 5.740 locuitori. După statistică. Nu știu cât e de real. Statistica prefecturii. Da. Statistica DIS-ului. Da. Anul 2018 cu 4 lei și 70 de bani. Anul 2019 va fi cu 4 lei 4,5. 4,58. 4 lei și 7 bani. Anul următor va fi 4 lei și 58 de bani. 2020 4 lei și 59. 2021 va scădea la 5, la 4 lei și 57, 2022 la 4 lei și 56, 2023 la 4 lei și 54,
și în final, la 2026, va avea 47,49 de bani. 47. 4,6 de la anul viitor crește. Aici se inclus și rezidenții? Toți. Ideea e în felul următor, că s-ar putea în 2026 să întrebăm de ce am stabilit acum tariful ăsta. Ca așa ne-am întrebat și anul trecut, și am găsit tot la fel o hotărâre din Consiliu votată din 2010. Când v-am întrebat, a zis cine naiba s-a gândit că o să ajungem la așa ceva. Așa o să spunem și peste... Peste 5 ani, 6 ani? 7 ani. Cât e să fie? Cât o să fim atunci în Consiliu, o să fim. Poate o să fie alții, o să ne întrebe. Dar asta e. Sunt documente scrise, sunt... Le-am găsit și eu, am trecut la fel. Acum 2 ani, de fapt, le-am găsit. 2016. Da, a fost evoluția de atunci. Deci, cumva, e forțată mâna. Trebuie să votăm așa cum este. Suntem asociați. Da, suntem asociați. Da, suntem membri în asociație. Da, și trebuie să înscriem în totalitate. Pe cine propuneți să participe la ședința ADA? Păi, dar nu ne-am scris și la ADA. Nu l-am propus, domnul Vici. Merg și la asta, la ce să facem. Ai tot plânsul. Păi... Tot adis, nu da. E... Da. El știe cu... Ce să faci? Îi dăm în continuare, cu dumnealui. Dăm credit în continuare, domnule viceprimar. 27 de milioane în bani. Cât e? 27 de milioane. Adică 2 milioane. Da. Și punem la vot. Sunteți de acord cu domnul viceprimar Tancău? Pentru participare. Care-i valoarea de ei? Cum se citește? 27,59. Când rămâne de contabilitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău pentru anul 2018. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Aveți cuvântul, domnul primar. Se dau cuvântul, doamna secretară. Deci, eu vreau să încep în felul următor. Anul trecut s-a plătit cotizația în sumă de 2500 de lei, iar în acest an a venit o propunere din partea dumnealor în valoare de 6000 de lei. În aceste condiții am cerut clarificări. Răspunsul a fost următorul. Referitor la solicitarea de aprobare în ședința Consiliului Local a cuantumului cotizații anuale, vă facem cunoscut următoarele. Începând din anul 2010, anul înființării ADIS, cuantumul cotizației nu a suferit modificări. Organigrama de încadrare a aparatului tehnic ADIS Bacău a fost modificată de la 7 persoane în anul 2010 la 18 persoane în anul 2018. Începând în anul 2018, ADIS Bacău nu mai beneficiază de spațiu pus la dispoziție cu titlu gratuit de către Consiliul Județean Bacău, urmând a se muta într-o altă locație unde vor exista costuri și chirii împreună cu utilități. Costurile cu elaborarea și actualizarea documentație privind atribuirea contractului de legare a gestiunii activității de colectare și transport deșeuri municipale în municipiul Bacău și cheltuieli cu mentenanță și logistică de funcționare a aparatului tehnic în schema lărgită sunt net valoarea anilor precedenți. Ținând cont de cele menționate mai sus, vă solicităm să aveți în vedere aprobarea cotizației anuale în cuantumul prevăzut în proiectul de hotărâre comunicat. Adina, da. În condițiile astea, noi ar trebui să li cerem în detaliu unde se duc aceste suplimentări de costuri. Exact. Păi m-a spus corect cu calculii făcute. Dom'le, se duc pe salarii atât. Deci au mai angajat niște oameni sau în vedere că vor mai angaja. Și vor mai angaja. Și atunci dacă făcuți cu 50% plus 100% mărește cotizația. Cuantumul e același pentru toate? Da.
Pentru toate domnule. Acolo intră chiria, intră întreținerea, intră salariile, intră toate. Se ne poate că și salariile s-au mai mărit, dările astea s-au mai mărit. Acum vă spun, doamna secretară. Noi le plătim la 19, județul Bacău. De județul Bacău are un milion. Municipiul Bacău, pentru municipiul Bacău 600.000, pentru municipiul Onești 100.000, pentru municipiul Moinești, orașul Dărmănești 15.000, pentru orașul Comănești, Buhuș, Târgu Ocna 40.000, pentru orașul Slănic 10.000, pentru comune cu populație sub 3.000 de locuitori 3.000 taxa, pentru comune cu o populație între 3.000 și 5.000 5.000 taxa, cotizația, pentru comune cu o populație între 5.000 și 10.000, 6.000, pentru comune cu o populație între 10.000 și peste 10.000, 7.000 de lei. Funcție de numărul de locuitori. Cotizația. M-ați spus că numărul de locuitori este dat de prefectură, nu? Da, 5.000. Dar ei ne dau un loc să le dăm noi numărul. Direcția de statistică, în urma recensământului, stabilește numărul de locuitori sau datele care se colectează tot prin prefectură și este înștiințată Direcția de Statistică județeană că, într-adevăr, au crescut sau au scăzut numărul de locuitori în raport de ce se găsește în prefectură interior. Și poliție. Da. Deci undeva la 1 iunie 2016 aveam 5.600 și ceva, înainte de alegerile locale din 2016. 5.600, deci vreo 30 de locuitori. Iar acum, la 1 ianuarie 2000... Ei reactualizează în fiecare discuție. 1 ianuarie 2017. 17. Acum s-ar putea să fie mai mult. Acum s-ar putea să avem mai mult. Sigur că mai mult. Numai dacă s-a semnat populația. Deci, în continuare, proiectul de hotărâre. Se aprobă cotizația anuală la patrimoniul Asociației ATIS în cuantum de 6.000 de lei. Se mandatează domnul Sava Constantin în calitate de primar al unității administrative teritoriale, ca reprezentant al unității administrative teritoriale în adunarea AGA. Se mandatează domnul Sava Constantin în calitate de primar având și calitatea de reprezentant al unității administrative teritoriale să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1. În cazul în care, din motive obiective, primarul unității administrative nu poate participa la lucrările ședinței AGA ADIS Bacău, acesta va fi înlocuit de domnul Tancău Iulian, având funcția de viceprimar. Plata sumei prevăzute la articolul 1 se va comunica, se va efectua în termen de 20 de zile de la data prezentei. Comentarii asupra punctului 3. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri împotrivă. Mulțumim frumos. Trecem la punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 70 din 22-11-2010 privind aprobarea masterplanului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău cu modificările și completările ulterioare. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Aveți cuvântul, domn primar. Da. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local Hemeiuș numărul 70/22-11-2010 privind aprobarea masterplanului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare. Consiliul Local Hemeiuș, luând în considerație prevederile, având în vedere directiva Consiliului European 98-83, transmisă în legislația națională prin legea numără 311/2004, directiva Consiliului European 91/271, transpusă în legislația națională prin hotărârea Guvernului numărul 352/2005 ale articolului 8, aliniatul 3, litera A,
și articolului 9, aliniatul 1, litera B, din legea serviciilor publice comunitare de utilități publice, numărul 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale articolului 3, litera Y și litera A, ale articolului 11, litera aliniatul 2, vă rog, și ale articolului 13, aliniatul 1, litera A, este legea serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, numărul 241/2006, republicată, ale articolului 7 din legea numărul 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, și ale articolului 16 aliniatul 3 litera A și ale articolului 21 aliniatul 1 din statutul Asociației de Dezvoltare Interplanetară Bacău, ADIP, cu modificările și completările ulterioare. Hotărăște. Anexa numărul 1 a hotărârii Consiliului Local numărul 70/22/11/2010 privind aprobarea masterplanului în sectorul de apă și apă uzată în județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre. Se împuternicește domnul, doamna, având calitate de reprezentant al unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 din prezenta hotărâre în adunarea generală a asociației. Articolul 3. La data intrării în vigoare a prezentei, orice alte prevedere contrare se modifică de drept în mod corespunzător. Articolul 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, CC, Compania Regională de Apă, ESA Bacău, Prefectului Județului Bacău și va fi adusă spre cunoștință publică, la cunoștință publică, în condițiile legii. Da. Comentarii și persoana propusă pentru a participa la ședințe. Deci, știți cam despre ce este vorba aici, cu extinderea rețelei de apă și canal. La început și domnul primar a stipulat o problemă care o avem. O să vedem cum o scoatem la cap referitor la fântânele cu proiectul de acolo. Deci, astea sunt. Dumneavoastră o să decideți întrebări pe tema aceasta. Deci, exact cum știți, la sfârșitul anului s-au făcut listele cu cei care doresc rețea de apă și rețea de canal pe toate străzile comunei Hemeiuș. Aceste liste au fost depuse la CRAB Bacău. Da, deci că le-a luat domnul director când și-a dat demisia. Nu. Ne-am depus la doamna Chipier. Domnul colonel. Deci a fost depuse de data de dați un termen din înfăptuirea chestiunii astea. Deja. Da. Pe cel care l-a venit și noi, promisiunile care le avem noi, 2016-2020. Suntem în 18. Suntem în grafică. 2020. E master plan 2. Auziți, depinde acum cum vin banii la Uniunea Europeană. Trebuie accesa să vină banii atunci. Deci pentru a finaliza celelalte canalizare trebuia să începe din 2014 și am început undeva la lucrul 2015. Tot din cauza banilor. Nu master planul este susținut aproape în totalitate din bugetul comunității europene. Pe tot județul și pe toată România. Și numai pentru avizele necesare vine și completează consiliile locale din bugetul său pentru a susține și a lua avizele. Avem și o cotă. Avem și o cotă, da. O mică participă. Da. Mi-amintesc că am semnat în 2014 sau 2013 master planul care e depus 2014. Aici. 2014. Nu mai fost modificat acum 2 ani. Da. Așa că suntem în așteptare, vedem în grafic. Da. În grafic, 2016-2020. Nu depinde de noi, banii da. Pentru așa ceva nu putem să investim noi. Atât timp cât sunt fonduri europene. Ce poate? Bucur, treaba e bună, dar mai durează. Mai durează, durează niciodată. Supunem la vot. Cine este pentru punctul numărul 4? Persoana care o delegați pentru ședință, tot fi domn viceprimar, nu? Numai să nu coincidă, să fie, da, nu cred că o să descurcă. Da.
De regulă sunt unii. E tânăr și are capacitatea să ducă. Cine este pentru... De regulă sunt unele după altceva, la cea de face sau în sala mare a prefecturii. Împotriva abțineri nu avem, nu? Mulțumim frumos. Trecem la punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anumale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, ADIP, proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Aveți mare problemă cu adică. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, Consiliul Local al Comunii Hemeiuș, având în vedere prevederile ordonanței de urgență numărul 26 de 2000 cu privire la asociații și fundații cu modificări și completările ulterioare. Haideți să ne păstrăm liniștea ca să putem să... Facem o pauză și când spuneți începem. Păi dacă vă dați la mine, eu n-am scos un cuvânt. Niciun. Să știi cine. Da. Prevederile legii numărul 51/2006 a serviciilor comunitare cu modificările și completările ulterioare. Prevederile legii numărul 273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare. Prevederile hotărârii Consiliului Local al Comunii Hemeiuș privind aprobarea participării acesteia în calitate de membru Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP. Adresa numărul 36 din 16/1/2018, înregistrată la Primăria Comunii Hemeiuș, numărul 455 din 16/1/2018, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, raportul numărul 479 din 17/1/2018 al domnului viceprimar Tancău, expunerea de motive a primarului Comunii Hemeiuș, județul Bacău, numărul 480 din 17/1/2017. În baza dispozițiilor, articolul 36, articolul 45, din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată și cu modificările completărilor ulterioare, propune. Articolul 1. Se aprobă cotizația anuală la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, în cuantum de 1000 de lei. Se mandatează domnul Tancău Iulian, având calitate de reprezentant al Unității Administrative Teritoriale în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADIP, să voteze în conformitate cu prevederea articolului 1 din prezenta hotărârii, precum și după cum urmează. Pentru județul Bacău, 400.000 de lei. Pentru localitățile de rangul 1, municipiul Bacău, 400.000 de lei. Localitățile de rangul 3, 2. Cuprinse în proiectul extindere și modernizare sistemelor de apă și apă uzată și apă uzată al județului Bacău, 20.000 de lei. Slănic Moldova, 3.000 de lei. Comunele cuprinse în lista de investiții prioritare 2014-2020, 1.000 de lei, cum e cazul comunei noastre. Comunele fără investiții în infrastructură de apă și canalizare, 100 de lei. Articolul 3. Prin prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei nominalizate la articolul 2, Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, ADIP, prefectul județului Bacău și va fi adus la cunoștință publică în condițiile legii. Aveți cuvântul. Poftiți. E pentru 1000 de lei. Am dat noi mai mult. Da. Da. Supuneți la vot, domnul președinte. Da, cine este pentru punctul numărul 5? Mulțumim frumos. Trecem la punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru unitățile de învățământ înregistrate în Unitatea Administrativ-Teritorială Hemeiuș, județul Bacău, în anul școlar 2018-2019. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Poftiți, domnule. Dăm cuvântul, doamne secretar. Deci avem aici aprobarea rețelei școlare pentru unitățile de învățământ înregistrate în Unitatea Administrativ-Teritorială Hemeiuș în anul școlar 2018-2019. Analizând documentele și corespondența purtată cu Inspectoratul Școlar și cu Școala Grigore Tăbăcaru, avizul conform comunicat de Inspectoratul Școlar este următorul. Deci, unitatea de învățământ cu personalitate juridică rămâne în continuare școala gimnazială Grigore Tăbăcaru, unitate de învățământ arondată
la școala Grigore Tăbăcaru este școala Grigore Tăbăcaru, școala Ion Simionescu și grădinița cu program normal numărul 2. Grădinița de Alegi. Iar unitățile de învățământ preuniversitari care nu vor funcționa în anul școlar 2018, pentru care nu se acordă avizul conform, structurile menționate mai jos, transformându-se în nivel de învățământ, sunt grădinița cu program prelungit din comuna Hemeiuș și grădinița cu program normal din satul Ilieci. Dar grădinița cu program prelungit nu este arondată la școala Grigore Tăbăcaru? Da, dar au trecut la alt nivel de învățământ. Nici noi n-am... Da. Am cerut clarificări că nu am știut despre ce este. Dacă e în aceeași școală, în același director, în aceeași finanțare. Ce dracu să ia. De ce? Aia va avea altă conducere. Dacă tot e vorba de învățământ, dacă... Nu e nici arundat... Vechea problemă cu medicul, cu asistentul medical. Deci, până luni au termen cei de la școală, dacă nu, o doamnă inspector de la DSP vine și ne închide grădinița pe program lungit. Se duc întâi să închide inspectoratul. Să închide inspectoratul. Așa au ușor de spus. E o verigă în plus. Dar trebuie să facem ceva, într-adevăr. Un inspector de teritoriu, sau cum se zice? De la DSP, da. ISC. ITM. Deci, domnule, e o absurditate. Deci, atâta timp cât această grădiniță funcționează în cadrul școlii Grigore Tăbăcaru, tu s-o iei ca entitate separată față de celelalte școli? Așa, la teleconferință. Vine asta. Domnul fost cadru didactic, ce părere aveți? Susțin cele prezentate dumneavoastră. La întâlnirea cu domnul ministru al învățământului, întrebarea adresată de doamna director Popescu, cine în acui sarcină cade încadrarea unui asistent? Răspunsul pe care l-a dat în plen școala. Atunci, nu, primăria. Nu, primăria. Ori ținând cont de două aspecte. Faptul că salariile cadrelor didactice nu vor mai trece prin primărie, vor fi direct de la... Foarte bine. Foarte bine. Al doilea aspect, ordonanța 90 din 6 decembrie 2017, care nu mai permite să angajăm... Nu avem organigram. Personal. Da. Cum am putea noi? Vedeți ce ușor s-a pasat așa de la unul la altul? Primăria. Primăria trebuie să facă toate. Noi la ora actuală nu avem buget. Tu ne dai termen de pe o zi pe alta să angajăm om. Cum să faci aceste demersuri? O colaborare se poate permite? Cum? Contract se pot multe lucruri face, dar nu așa peste noapte. Și se puteau face. Deci bănuiesc că DSP-ul nu e la primul an când vine și face control la unitatea noastră. Lansează niște fumigenii din astea așa, timp să înceață. Domnul, eu este pentru prima dată, în afară de faptul că am mai avut o discuție cu domnul președinte al Consiliului Județean și ni s-a spus că s-ar putea angaja un asistent comunitar. Ori, între asistentul comunitar și asistentul medical de la grădiniță este o diferență între acel la pământ. Și am vrut să angajăm acest asistent, că am avea nevoie în comuna noastră, avem cazuri de bolnavi, de bătrâni, care cred că mult mai bine... Vizitați la domiciliu. Când l-ar vizita cel de la asistență socială și cu un cadru medical acasă, cred că ar fi extraordinar pentru acel bolnav. Ei, am purtat corespondență cu Direcția Sănătate Publică, după care am primit același răspuns. Dacă aveți prevăzut în buget și dacă aveți în organigramul postul, puteți angaja. Păi nu l-aveți nici în organigram. Dar la început au spus că e asistent comunitar, este plătit din Direcția de Sănătate Publică. Să-l plătească și-și bugeteze. Păi de la o adresă până la alta s-a schimbat. O pasează. Și cum să... Uite, tu ca primar, vine ăla și te controlează, te amendează pe tine, îți închide instituția, spui oamenii la în cap. Și așa mai departe. Pentru primăria trebuie să angajeze primăria. Dar legislația o cunoaște, cunoaște legislația? Părinții o să ne aibă copiii să-ți ducă acolo. Externalizați, el vine la primărie, domnul primar. Păi sunt o grămadă de părinți care la 7 dimineața vin și las copilul. Știu, de acord, dar el zice, domnule, de ce nu funcționează? De ce vă închis-o? Că sunteți, voi sunteți acolo. Și o să zic că da, domnule, primăria nu rezolva problema.
Păi e foarte ușor de asta. Da, sigur că da, pasez imediat. Câți ani are această grădiniță de când funcționează, domnule? Are vreo 5 ani. Cred că chiar 8. Sau 8. Nu mai știu. Deci nu s-o găsă 2000, no. Da, nu s-o cerut, domnul. Ba, cred că s-a cerut în fiecare an, dar s-a mai acceptat contractul de colaborare cu medicii de familie. Acum nu se mai vrea. Iar inspectoratul școlar mi-a spus că aveți medici de familie, aia rezolvă problema, nu vă trebuie să angajați. Dar medicul de familie nu se subordonează inspectoratul școlar. Dar medicul de familie nu poate să fie în aceeași oră și la program, la serviciul lui, și să fie și acolo. Acolo ne trebuie un asistent care să stea 8 ore acolo, domnule. Exact. Eu sunt. Acum, după o chestie normală, acolo se pot întâmpla lucruri de orice natură cu copiii ăia. Deci dimineața, când acel copilaș intră din pentru că vine cu un microb, vine și cu o boală, vine și îi îmbolnăvește de tot. Dar nu trebuie să facă cu bine, dar poate are temperatură, dar poate îi trebuie administrat un tratament. Și atunci părintele îi dă, de asta îi dai la ora de cunși. Da, eu zic să mai analizăm situația și să găsim o soluție tot de comun acord. Noi o să ne mai informăm cu doamna secretar, chiar am mai avut niște discuții și cu doamna Davidut înainte de ședință, ca într-o ședință următoare să vedem până la ședința următoare ce soluții găsim, dar nu putem rezolva problema de pe o zi pe alta, contratimp, n-avem cum, ne depășește situația. E vorba de legislație, e vorba de proceduri. Să ridicem blocada cu posturile înghețate. Puneți-i atunci să închidă și gata. Mai și atunci să vă dea încep. Da, dar vă dați seama că dacă o închide, automat părinții pleacă cu copiii. Nu-i mai dat duce înapoi în veșiu. Dumnezeu, nu vă gândesc că dacă ne pleacă copiii de aici, după aceea rămâne. Nu, dar am așa închis odată. Mă gândesc pentru o zi, că a doua zi când au venit televiziunile, totul e închis. Nu tot așa putea fi până și astăzi, dar chiar în chestie sunt lucruri. Nu îți găsești o soluție pentru a-i evita închiderea. Numai să vreau să fie de acord doamna. Trebuie să avem contract. Ea vine și ne cere contract. Dar aveți în poate și contract de voluntariat și după. Vedem ce-o lăsat. Bine, și cine se prinde la contract? Domnul primar. Vedem și Crucea. Asta ca să scăpăm școlea. Și mai au contract de voluntariat. Scăpăm de amende și închidere. O să-ți sun și la Crucea Roșie. Da, mai au contract de voluntariat. Nu mai așa e posibil să facă voluntariat. Da, să ne ajute pentru o perioadă până în urmă. Dar acceptă doamna de la inspectorat. Da, puteți să vă spun asta cu contractul de voluntariat, chiar nu știu. Da, dacă vine doamna, îi spuneți noi cam atât am avut de zis. Da, și dumneavoastră zice și eu cam atât am avut de zis, să puteți ușa. Este o soluție. Domnul primar, este o primă soluție. Dacă nu reușiți să ajungeți la o rezolvare cu cele trei instituții, ne obligă să plătim pe cineva. Cine vă trebuie să avem acolo? Dacă avem contract, adresa școală ne trimisă. Școală. Practic om acolo. La școală de amendă sau să închidă. Zic eu așa, pe calieră, adică ar fi trebuit să informeze inspectoratul școlar. Păi da, și evităm. Inspectoratul școlar poate să vorbească cu Consiliul Județean, în a cărui sub ordine sunt toate aceste instituții, să găsească o înțelegere. Invităm la ședința următoare un reprezentant al Consiliului Județean și un reprezentant al Inspectoratului Școlar să-i vadă atitudinea noastră vis-a-vis de chestiunea asta. Până atunci primarul împreună cu secretarul poartă corespondență, încearcă să rezolve cu cele trei instituții, nu se poate atunci în ședință vin și discutăm cu toți aici. Păi de acum, alte soluții nu văd. Până atunci păi dar primarul nu poate să scoată din buzunar o rezolvare. N-are cum. Absolut, eu am înțeles treaba asta. Dar până atunci, termenul de închidere a grădiniței... Când e termenul? Ok, un contract de 31. Nu voi, domnul primar, nu voi închide. Problema e, eu aș vrea să ne vorbim în acest moment să nu ne mai confruntăm cu pelele. Adică s-o închis-o pentru o zi, după aceea s-o dus televiziune, părinții... Da, și gata, dă-i drumul. Deci rezoluția la punctul 6... Dar trebuie rezolvată problema, că totdeauna când va veni cineva în control, totdeauna va ridica problema. Da, de ce să stăm cu fric? Eu problema totdeauna... Dom'le, dar trebuie să ai cadrul legal, dom'le, păi cum s-o rezolvi? Trebuie să ai cadrul legal. Dar dăm corespondență, deci noi ne-am stat cu mâinile în sân. Am făcut adrese, am fost peste tot. Ultima dată, de două sau de trei ori, am făcut reveniri la DSP să ne dea răspuns, că am avut om care chiar voia să se angajeze pe postul ăsta. Îi convenea. Deci rezoluția la punctul 6. Ne abținem? Cred că asta ar fi soluția. Aici nu e vorba de grădiniță. Nu, am făcut o paralelă, am deviat de la ordine. Da?
Nu, aici e vorba de... Rețeaua școlară. Rețeaua școlară. Domnul președinte, nu-i dați soluția. Nu? Asta e un aviz mai mult consultativ. Da, dintotdeauna. Atunci punem la, supunem la vot cine este pentru, mulțumim frumos. Împotrivă, nu se abține nimeni. Mulțumim. Trecem la punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind însușirea... 7 am spus. Proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor intervenite în intervalul... inventarul domeniului public al Comunei Hemiuș, județul Bacău, proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Da, păi, e izlatul comunal, vorba și de terenul de fotbal. Da. Expunere din motive. Privind modificarea și completarea inventarului bunurilor din domeniul public al Comunei Hemiuș, subsemnatul Sava Constantin, în calitate de primar al Comunii, ținând cont de prevederile articolul 21 din aliniatul 2 din legea 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, articolul 7 aliniatul 1 din legea contabilității numărul 82/1991, cu modificările și completările ulterioare, de prevederile cuprinse în ordinul Ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv numărul 1753 din 2004. Văzând raportul de specialitate numărul 147 din 8-a-1-a-2018 al compartimentului de specialitate, din necesitate, urgența accesării unor fonduri necesare construirii unei baze sportive, propun Consiliul Local al Comunei Hemeuș adoptarea unei hotărâri privind completarea inventarului bunurilor din domeniul public al Comunei Hemeuș cu suprafața de 24.207,119 m² teren pășuri. Aici, poate, cum ați văzut și dumneavoastră la ședințele de comisie, este vorba de amplasarea terenului cu parcare, cu loc de joacă pentru copii și tot ceea ce o să cuprindă terenul de pe Islas. Și drumurile comunale, drumurile de pe Islas care sunt acolo. Nu știu dacă... Domnul primar, dați-mi voie să revin puțin la punctul următor 7. Șase. Deci din momentul ce noi, din moment ce noi am aprobat prin vot unanim structura școlară, da. Eu să spună, domnule, bine, dar ați aprobat. Găsiți modul de rezolvare pentru a angaja un... ați aprobat. Dar este ordin clar că noi nu ne mai ocupăm de salarizare, noi. Nu, deci eu știu, da. Dar el zice, doamne, la primărie e problemă. Chestia asta era înainte de a se întâmpla minunea cu DSP-ul. Ăștia acum, ceea ce am înțeles, ceea ce văd, nu știu ce mă face să cred, nu știu dacă mi-asum, e părerea mea, în afară de comasarea claselor, bănuiesc că umblu și la intimidare pe alte căi de a restructura și de a restrânge numărul de candidați. Că nu sunt bani la buget. Nu sunt bani. Așa, nu știu, asta mă face să cred. Nu, s-au îmbolnăvit niște copii. S-au îmbolnăvit copii la o grădiniță. Și de-aia s-au făcut tematică pe toate grădinițele. Doamne, dar în ce stat sunt? Noi suntem în România și ei sunt în China. De ce nu vin să colaboreze? De ce nu le dau și soluții? Dacă e mai mult comunitatea europeană. Dacă s-au îmbolnăvit. Ce poate? Regulamentul de funcționare a unei grădinițe și în Bacău și în Hemeuș. Cred că e același învățământ. Aceeași inspecție. Deci fiecare unitate de învățământ și Bacău are reprezentant, are asistent. Și de ce trebuie să... Sigur că... Este un lucru. În structura de personal a Ministerului Educației Naționale și mai departe la inspectoratele școlare, ar trebui prevăzut în schemă câte un asemenea post la fiecare unitate. Deci noi dacă am avea, noi în schema noastră, în organigramă, nu avem prevăzut nici un serviciu. Unde e legea care vă obligă să vă aveți un asemenea angajat? Nu aveți niciun trebuie să înființăm serviciu. Asta înseamnă demersul la Agenția Națională a Funcționarului Public, dar vine ordonanța 90 care... Exact, care îi spune stop. Da. De asta nu spun, spune și-o. Nu,
Deci nu, asta nu are nicio problemă cu... Dar nu, rețeaua școlară și singurul ca și nu. Măi, dă voie să spun, pentru că m-am confruntat și eu de-a lungul timpului. Deci omul vine și spune, doamne, ați hotărât. Aici include și tot chestiunea cu grădinița. Materialul este aprobat de... Inspectorat, deja e un aviz. Pentru că rețeaua școlară e cine în afară rețeaua școlară? Deja este aprobat de... Nu, dar rețeaua școlară nu se referă și la angajați, la personal. Nu știu, dragi de primar, și zice, da, aveți hotărârea de consiliu, găsiți o rezolvare, domnul primar. Și de la inspectorat, și de la minister, așa cum a spus domnul primar, domnul, revin la primărie. Dacă vă mai amintiți, cred că acum 5-6 ani, într-o ședință de consiliu, am aprobat, erau trecuți în continuare și personalul auxiliar. Când noi ne-am dat cu presupusul, ăsta pot să mai rămână, ăla la cel mai ține, după care ne-a venit răspuns de la inspectorat, că de fapt avizul nostru e consultativ, nu e nicio problemă dacă... Păi atunci? Că ne convine, că nu ne convine. Da, mai rămânem la stadiul ăla. Acum. Da. Cu privire la punctul 7, probleme, nu sunt, nu ați văzut proiectele. Punctul 8. Deci cu privire la punctul 7, cine este pentru? Aprobăm. Aprobăm, da? Împotrivă, abțineri, nu. Mulțumim frumos. Trecem la punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 98 din 20.12.2017 pentru aprobarea impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, nivelurile pentru valorile impozabile, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2018. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Ținând cont de valabilitatea atestatului de producător și a carnetului de comercializare a produselor, am omis la ședința anterioară privind taxele și impozitele locale creșterea atestatului de producător de la 40 la 50 de lei pe carnet și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol de la 30 la 50 de lei pe carnet. Deci asta este modificarea și o supun atenției dumneavoastră. Modificarea în ce sens? Pentru că durata de valabilitate a unui carnet nu mai e de un an. De 6 ani. Deci poate fi în funcție de cât are comerciantul să vândă. Poate de perioada de vegetație, da, a plantelor. Da. Valabilitatea atestatului de producător și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol de la 1 la 5 ani. Deci când obține acel carnet, probabil 5 ani. Și atunci nu mai cumpăr în fiecare an. Fiecare an. Mai de 30. Este mai consistent. E avantajos atunci și pentru. Probabil la piață îți plătești. Asta au fost. Deci va fi 50 lei atestatul. Da. Atestatul și carnetul? Da. Carnetul cât? Carnetul cât? De la atestatul de la 40 la 50, iar carnetul de la 30 la 50. Numai la cei producători. Da. Ce producători, Eduard? Am mai văzut și alții care iau producători. Aia alții au societăți, să știți. Da. Ăla nu se poate. Eu cred că nu e o sumă prea mare. Dacă e vorba de 5 ani de zile, poate să o plătească. Dar ăla care aduce roșii din Turcia sau din... Are liberează licența de import, ministrul sau ministerul sau secretarul de stat, câți bani ia pentru treaba asta? 10%. Păi... S-au luat. Și avem roșii crude în toate magazinele, supermarketurile, toate zvopsite. De plastic. Dar trebuie să ținem cont că aceste carnete și noi le achiziționăm, le cumpărăm. Nu le... No, eu am făcut o paranteză. Da. Nu le producem noi. Domnul primar, nu vă îmbogățiți cu 30, lăsați-i la 30 de lei sau la 40 de lei, că omul ăsta muncește pentru bani. Da, dar problema e că noi achiziționăm carte. Dar noi le cumpărăm, domnul. De acum, acum sunt pe 5 ani, mai sunt un an. Noi le cumpărăm și nu mai le facem un serviciu. Nu-i băgăm în 10 lei. 10 lei pe an, nu-i mult 10 lei. Am înțeles. E pe minus. Păi da, rămâne așa. Cine este pentru punctul 7, 8? Abțineri, împotrivă, mulțumim frumos!